Deborah și Gedeon. Au trecut mulți ani de când Moise murise la vârsta de 140 de ani, fără să vadă țara promisă. De când Dumnezeu făcuse să cadă zidurile Ierihonului, iar poporul Israel, condus de Iosua, succesorul lui Moise, intrase în cetate. Ucisese pe locuitorii ei și o nimiciseră cu desăvârșire. În anii care au urmat după victoria câștigată împotriva Ierihonului, poarta către țara promisă, israeliții s-au așezat în țara Canaan, așa cum spusese Iosua. Mulți dintre ei locuiau încă în corturi și deveniseră păstori și negustori, alții fermieri și meșteșugari. Au construit sate și cetăți și locuiau în case de piatră și chirpici. Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Dumnezeu, a murit la vârsta de 100 de ani. Bătrânii au plâns multe zile pe Iosua, conducătorul lor și succesorul lui Moise. După moartea lui Iosua, noile generații ale poporului Israel s-au răspândit în sute de sate și orașe. Puțin dintre ei mai știau despre suferințele îndurate de înaintașii lor. Niciunul dintre ei nu își putea imagina ce dar extraordinar le-a făcut Dumnezeu părinților și bunicilor lor atunci când i-a eliberat din robia egipteană și când i-a scos din țara Egiptului. Urmând exemplul popoarelor din jur, mulți au uitat de Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, care i-a eliberat pe părinții lor și le-a oferit posibilitatea copiilor lor să fie liberi și au început să se închine lui Baal. Ca să-i pedepsească, Dumnezeu i-a abandonat și i-a dat în mâinile răufăcătorilor și a oamenilor lacom de prin prejur, care le-au omorât fiii și le-au dus în robie fetele. Când s-au săturat de aceste probleme, copiii lui Israel au plâns pentru păcatele lor. Așa că Dumnezeu a trimis judecători, oameni temători de Dumnezeu, ca să conducă poporul la eliberare. Dumnezeu să te binecuvânteze, Iosif! Unde pleci, Caleb? Merg să le amintesc copiilor lui Israel că există în cer un tată care îi iubește. L-a uitat și acum plâng. Trebuie să își aducă aminte de el, altfel vor avea probleme. Domnul să fie cu tine, Caleb. Domnul să fie cu tine. În timpul acesta, israeliții cântau și dansau pentru a se închina înaintea idolului pe nume Baal, care luase locul lui Dumnezeu în inimile lor. De ce l-ați uitat pe Dumnezeu? Vecinii noștri se închină lui Baal. De ce nu am putea și noi să avem un Dumnezeu al nostru? Baal nu este Dumnezeul părinților voștri. Părinții noștri sunt morți. Baal este un Dumnezeu făcut de om. Dumnezeul vostru este un Dumnezeu viu, Dumnezeu măreț și invizibil al cerurilor, Creatorul vostru. Pleacă de aici, ești un impostor. Dacă Dumnezeul tău este invizibil, înseamnă că nu există. Blestemat să fiți! Necredincioșia lui Israel l-a supărat pe Dumnezeu. Mulți dintre ei nu respectau legea lui Moise și continuau să se închine lui Baal și la alți zei la care se închineau popoarele de prin prejur. Unde a plecat? A plecat în direcția aceea. Omul a alergat după el, însă nu a găsit nici urmă de profet. Nu e aici. Poate a plecat în cealaltă direcție.
Copiii lui Israel au continuat să facă rele înaintea Domnului, indiferent de consecințe. Atunci Dumnezeu a spus: pentru că poporul acesta a încălcat legământul pe care l-am făcut cu părinții lui și nu mi-au ascultat vocea, nu voi mai îndepărta din fața lor popoarele care au rămas necucerite atunci când Iosua a murit. Așa că le voi folosi ca să încerc acest popor și să văd dacă vor urma calea Domnului așa cum au făcut-o părinții lor, sau dacă nu o vor urma. Dumnezeu i-a încercat pe iudei încă o dată. El voia ca noua generație de copii al lui Israel, sau cel puțin cei care nu mai trăiseră așa ceva, să vadă ce înseamnă războiul. Cine va plăti pentru această armă? Regele Iabin. El ne va conduce în război. Ești sigur că Iabin va reuși să-i îndepărteze pe evrei? Sunt invincibil cu armele noastre. Cine ești tu? Sunt slujitorul viului Dumnezeu. El m-a trimis la poporul lui care l-a uitat. Strămoșii mei au străbătut deșertul cu Moise. Deci ești evreu. Ești fratele meu. Eu fac arme pentru Iabin, regele cananiților. Dumnezeul meu este marele Baal. Îmi pare rău, frate, îmi pare rău. Dumnezeu s-a hotărât să-i lase în mâna vrăjmașilor pentru a-i pedepsi. Când Iabin, regele Canaanului, a trimis împotriva lor o armată mare, israeliții au crezut că li se apropie sfârșitul și le-a fost teamă. Atunci, lui Dumnezeu i-a părut rău de poporul său și a ales-o pe Debora, soția lui Lapidot, o femeie neprihănită, să fie profet și judecător în Israel și să-i ducă înapoi la Dumnezeu. Îi datoram niște bani fratelui meu, însă nu i-am putut da înapoi, așa că fratele meu mi-a furat turma și mi-a luat ca sclav băiatul de 12 ani. De ce ai furat turma și de ce l-ai răpit pe băiatul fratelui tău? Pot vedea după cum este îmbrăcat că este sărac. Cât timp a trecut de trebuia să-ți dea banii înapoi? Un an de zile. Nu mi-a plătit un an întreg. Nu avea bani să-mi plătească, așa că i-am luat turma și pe fiul lui. Am dreptul să fac așa ceva. Este plata mea. Ești un om lacom. Ar fi trebuit să fii mai înțelegător. Perioada de timp a fost prea scurtă. Nu aveai niciun drept să iei turma și pe fiul lui. Eu voi investi ce am luat și voi avea grijă să nu ducă lipsă de nimic. El este prea sărac și slab. Trebuie să-i dai înapoi ce ai luat de la el. Frații ar trebui să se ajute între ei. Nu uita că aceasta a cerut Dumnezeu de la noi. Am luat doar ce mi-aparținea. Nu am luat nimic mai mult. Trebuie să ai milă de el. Trebuie să-i dai înapoi fiul și oile pe care i le-ai luat. Vei păstra doar 4 oi și un berbec. Dacă fac lucrul acesta, voi fi ruinat. Mai bine ai tăcea. Ești bogat și lui Dumnezeu nu-i plac oamenii lacomi. Primii 4 miei pe care îi va avea, ți-i va da ție ca partea datoriei. Mulțumesc, Debora! Ce se întâmplă? Cine sunt oamenii aceștia? Iabin, regele cananiților, vine către satele noastre cu 900 de care și 1000 de soldați. Vrea să ne alunge de pe pământul pe care Dumnezeu l-a dat părinților noștri. Va ajunge aici curând. Cere-i ajutorul lui Dumnezeu. De ce nu merge să-i cereți ajutorul lui Baal? Caleb, fratele meu, se pare că poporul Israel s-a hotărât într-un final să caute ajutor la Dumnezeu. Atunci Dumnezeu să aibă milă de ei, de copiii lor și de turmele lor. Am văzut că se pregătesc arme pentru armata regelui. Știi cumva cine va conduce armata regelui? Comandantul Sisera. Măcelarul. Ia calul meu, Caleb, și cheamă-l pe Barak, fiul lui Ahinoam. Spune-i să vină repede, pentru că asta îi cere Dumnezeul lui Israel. Caleb a mers în galop zile întregi, a trecut peste munți și văi ca să ajungă în ținutul lui Barak. Să ne rugăm lui Jehova,
Avem nevoie de Caleb. Doamne, ai milă de poporul tău. Când Barak, fiul lui Ahinoam din seminția lui Neftali, a auzit vestea, a adunat pe bărbații din tribul lui și a mers să salveze poporul lui Israel, care se afla în pericol. De ce vrei să înfrunt armata regelui? Dumnezeu îți poruncește aceasta. Cum poți fi așa de sigură? Vrei să lupt ca să salvezi un popor care îl respinge mereu pe Dumnezeu? Barak, Dumnezeul lui Israel este și Dumnezeul tău. Merge acum și ia 1000 de bărbați înarmați din seminția lui Neftali și a lui Zabulon. Mergi pe muntele Tabor. Voi lupta doar dacă lupți și tu Domnul cu mine. Cerului și al pământului și nu eu îți poruncește să-mi lupți împotriva lui Iabin și Sisera. Voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Chiar dacă slava victoriei nu va fi a mea și toată lumea va ști lucrul acesta, vreau să vii cu mine. Dumnezeul invizibil, El este Cel care îți poruncește, nu eu. Nu contează, Deborah, pentru că Cel care va câștiga victoria este Dumnezeu. A venit ziua bătăliei. Barak a stat pe muntele Tabor împreună cu Deborah și cei 10.000 de bărbați, așteptând începerea bătăliei. Sisera era de partea cealaltă, cu cele 900 de care de fier și puhoiul de soldați. Sunt așa de mulți. Sisera are o armată mare. Nu ai de ce să te temi, Barak. Atacă-i! Aceasta e ziua în care Dumnezeu îl dă pe Sisera în mâinile tale. Nu ai de ce să te temi, Barak. Atacă! Atacați în numele lui Dumnezeu! Evreii ne atacă! Îi vom zdrobi! Arcași, lansați săgețile voastre! Haideți! Dumnezeu se luptă pentru noi! Victorie! Atacați! Câmpul de bătălie era acoperit de trupurile soldaților vrăjmașului. Doar unul mai era în viață, Sisera. Sisera, prietene, vino înăuntru! Nu-ți fie teamă, intră! Îți mulțumesc, Iael. Stai la ușa cortului. Dacă vine cineva, spune-i că nu ai văzut pe nimeni. Barak, marele comandant,
De ce ai venit? Soțul meu a fost un bun prieten de-al tău. Caut un bărbat, ia el. Vino. De ce ai făcut lucrul acesta, Yael? De ce? Este doar un sărman înfrânt, era sătul de viață. Îi spun Domnului Dumnezeului meu că îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut. Doamne, când ai ieșit din Seir, când ai plecat din câmpiile Edomului, pământul s-a cutremurat. Cerurile au picurat și norii au turnat ape cu găleata. Copiii lui Israel au trăit în pace în țara Canaan timp de 40 de ani. Unii dintre ei au păcătuit iar împotriva Domnului. Au început să se închine iarăși lui Baal. Apoi Domnul i-a dat în mâinile madianiților, care locuiau la sud-est de Marea Moartă. După ce copiii lui Israel semănau și grâul începea să crească, madianiții, împreună cu amaleciții și arabii, năvăleau în Israel și nimiceau roadele țării până la Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Când poporul Israel a ajuns foarte nenorocit, Dumnezeu i-a auzit strigătele. Așa cum a făcut și cu Deborah, a trimis un alt profet. Cine ești? Nu te teme, Gedeon. Domnul m-a trimis. Cum se face că îmi știi numele? Nu te cunosc. Domnul vrea să scapi pe poporul lui. Nu pot să fac așa ceva. Sunt doar un tânăr. Domnul vrea să te folosească, Gedeon. Dă-mi un semn să știu că Domnul te-a trimis. Privește la coșul de pe pământ. De ce? Ce vrei să fac? Privește la coș și fii foarte atent. Vei vedea imediat ce poate Domnul să facă. Cum e posibil? Doar Dumnezeu putea să facă asemenea minuni. Gedeon, Domnul îți poruncește. Ia cu tine 2 biței în seara aceasta și... Gedeon a făcut ceea ce i-a spus Domnul, însă nu a avut curaj să lucreze în timpul zilei, pentru că îi era teamă de tatăl său și de oamenii din cetate, așa că a lucrat noaptea. Domnul i-a spus lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astarteii, care e deasupra lui. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău, să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Iar dimineața următoare... Cine a făcut asta? Eu am făcut aceasta. Îngerul Domnului mi-a poruncit să fac așa ceva. Baal ne va pedepsi pentru fapta ta necugetată. Baal nu este nimic. Baal nu există. Doar Dumnezeu ne poate apăra de atacurile madianiților și ne poate ajuta să trăim în pace. La moarte! Vreți să mă ucideți din cauza unui Dumnezeu de piatră? Vreți să-l apărați pe Baal pentru că eu l-am denigrat? Vreți să apărați un Dumnezeu fals? Ai dărâmat altarul lui Baal. Nu aveai niciun drept să faci asta pentru că el era Dumnezeul nostru, cel care ne apără de vrăjmași. Nu Baal este adevăratul Dumnezeu. Domnul ne-a scos din țara Egiptului, pe noi și pe părinții noștri. Vreți să-L lepădați pe Dumnezeu pentru un Dumnezeu de piatră? Nu vedeți că din cauza neascultării noastre suntem acum victimele vrăjmașului? Dumnezeu i-a alungat pe cei care stăpâneau acest pământ și ne-a dat țara promisă. Iar noi ce-am făcut? Nu i-am mulțumit, ci doar ne-am închinat la alți dumnezei. De aceea poporul nostru a fost distrus de Madian. Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și ne-a abandonat. Am păcătuit. E doar vina ta dacă vom da de necazuri. Dacă Baal este un Dumnezeu adevărat, să se apere singur. Hai să ne întoarcem la adevăratul Dumnezeu. Sunt sigur că El ne va ajuta. Domnul ne va ajuta dacă nu-L uităm. El ne va elibera din mâna vrăjmașilor și vom fi iarăși un popor mare. Domnul să fie binecuvântat!
toți madianiții, amaleciții și popoarele din est s-au adunat, au trecut râul Iordan și au prădat tot ce au găsit pe câmpia poporului Israel. Apoi și-au pus tabăra în Valea Israel. Duhul Domnului l-a luat în stăpânire pe Gedeon, care a cântat din trompetă pentru a aduna poporul. Gedeon și tot poporul care era cu el a tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miază noapte. Domnul a zis lui Gedeon, poporul este încă prea mult, coboară la apă și acolo ți-i voi alege. Pe toți cei ce vor limpăi apa cu limba, cum limpăiește câinele, să-i desparți de tot cei ce vorbea apă din genunchi. Cei ce au limpăit apa ducând-o la gură cu mâna au fost în număr de 300 de oameni și tot poporul celălalt a îngenunchiat să bea. Gedeon a oprit pe cei 300 de oameni, ei au luat hrana și trâmbițele de la ceilalți. Tabăra lui Madian era în vale. Gedeon i-a împărțit în trei tabere, a dat fiecăruia dintre ei câte o trâmbiță, un ulcior și o torță. Apoi le-a spus să facă ceea ce va face el atunci când vor ajunge la marginea taberei madianiților. Pentru Domnul! Pentru Domnul și pentru Gedeon! Pentru Domnul și pentru Gedeon! Gedeon și cei 100 de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei, la începutul străjii de noapte, îndată ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele pe care le aveau în mână. Celelalte două cete au făcut la fel. Soldații madianiți au început să alerge, să strige și să încerce să-și scape viața. Cei 300 de oameni au sunat iarăși din trâmbiță și în toată tabăra Domnul le-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Bărbații lui Israel i-au urmărit până la Iordan. Doar Domnul poate fi regele lui Israel.